Salutare YouTube! Venim cu un nou clip, nu credeți-mă că nu sunteți pregătiți pentru ceea ce urmează. Iertați-mă, dar nu sunteți pregătiți pentru ceea ce urmează. O să ne uităm la un clip de la Extra Night Show, fost un show păcătos al lui Capatos, unde se tratează un subiect extrem de important. Relația dintre Cristina Cioran și Alex Dobrescu. Acum, nu asta în sine relația mă interesează, ci mă interesează domnul Alex Dobrescu, iar el va răspunde acuzațiilor dure care au fost aduse de Cristina Cioran. N-am bătut pe nimeni niciodată, spune el. Deci situația de asta, încerc să fac cumva o distinție între personajul Alex Dobrescu și situația în sine. Că situația e una tensionată și un copil la mijloc nu prea e de râs. Dar vrem să-l vedem totuși pe domnul Dobrescu ce are de spus. Asta mă interesează. Alex, bine te-am. Pentru cei care cred că este o scenetă a grupului VOO, nu este. Dânsul este Alex Dobrescu, iar cel de lângă el, un prieten de-al lui. Am regăsit. Cristina Cioran a lansat o serie de acuzații la adresa ta și noi te-am rugat să răspund la aceste acuzații. Mi-am pregătit un set de întrebări și prima ar fi faptul că ai încălcat ordinul de protecție de 4 ori într-o singură zi. Ai spus că nu știi. Încălcat ordinul de protecție de 4 ori într-o zi? Pe acest ordin de protecție. Ce ai zis că a lansat Cristina Cioran? Te salut cu drag și te salută și Robert Benco. Da, el nu o să vorbească deloc, te salut eu în locul lui. Sunt ventrilocul lui, te rog frumos. Ce ai zis? Robert Brenco nu o să vorbească, dar prin intermediul domnului Alex Dobrescu îl salută pe Horațiu, pe reporter. Dar pare și un pic mulțumit de această semiglumă, nu știu, adică are un zâmbet așa. I-ai zis-o. A lansat o serie de acuzații la adresa ta și te rog să le comentăm împreună. Cristina Cioran a fost lansată, da, e pe topogan, e în pan. Da, Cristina este fostul tău soț, cu care ai și un copil, sau nu știu dacă au fost căsătoriți. Sau... Da, este reacția Cristinei când își vede soțul cu o cordeluță din care... Pentru cei care nu văd, ați zis, uite cum pe vremuri Cristian Țopescu descria, pentru cei care aveau televizoare alb-negru, adică majoritatea, descria costumele de la patinaj? Da, pentru cei care nu se uită acum, doar mă ascultă, soțul Cristinei Cioran, fostul, este îmbrăcat într-un tricou cu 15 numere mai mare roșu, niște pantaloni ultra-largi roz și pe cap are o cordeluță roz din care ies doi brăduleți de aia de mașină. Nu glumesc. Nu e rampă, după cum s-a văzut aseară, da? Are patinele în dulap, uitați așa, ei fac patinele, îi face sertarul, a fost dată pe gheață. Da, de către stat, bineînțeles, după cum ați văzut, judecătorul a dat o decizie, judecătorul de la discutarea măsurii preventive, da, au fost propuse 30 de zile de arest preventiv și nu mi-a dat nici măcar măsura următoare pe care am cerut. Am văzut un comentariu în chat care este foarte relevant. Pentru cei care credeți că ne uităm la gașca Zurli, la drama despărțirii, la Luluță și la fetița Zurli, nu. Nu este. Este, în continuare, discutăm despre fostul soț al Cristinei Cioran. N-am schimbat subiectul. Încă nu. Eu împreună cu doamna avocat am cerut arest la domiciliu. Doamna judecător a considerat că merită o lună de control judiciar. Ulterior, cealaltă doamnă judecător de la... discutarea ordinului de protecție, da, dacă poate fi instituit, adică să devină definitiv, să nu mai fie temporar, în condițiile în care... Roberto s-a plictisit, chat. Roberto s-a plictisit! Ia uite-l! Dar care e rolul lui? De ce a venit și el aici? Care și eu și doamna mea avocat am susținut cauza Cristinei Cioran în condițiile în care ea s-ar fi temut, ar fi avut temeri. Noi am fost de acord să îmi dea ordin de protecție pentru ea, da, de un an de zile, dar... Roberto e un pic, doamne, hai că nu, deja...
Nu cu brățară electronică, brățara putea să o poarte ea, pentru că oricare din părți poate să poarte brățară electronică, astfel încât dacă s-ar fi apropiat unul de altul la 500 de metri, 200 de metri, 1 metru sau 18 centimetri, ar fi... Dom'le, ciudat de specific, ciudat de specific aceste ciudate, de practic, ciudate aceste dimensiuni, iertați-mă. Asta a fost flex, a fost o încercare de... Aici nu mai râde, domnul Roberto nu mai râde aici. Nu, aici nu mai are nicio treabă, aici e serios. Am sunat brățara, da? Și cu fiica mea am cerut să vină în grija mea, pentru că sunt un om foarte grijuliu. Bun, merge, nu? Cristina a susținut faptul că ai încălcat acest ordin de protecție într-o zi de 4 ori. Ai spus că vrei să-ți iei buletinul de la ea de acasă pentru a o încinerea pe mama ta. Bun, în data de 10-a 4-a am fost chemat de Cristina pe acasă insistent să am grijă de fată. Ea a încercat să retragă ordinul de protecție cu câteva zile înainte. Ea mi-a zis că ordinul de protecție e la mișto, m-a ținut în, cumva în șah, dar până la urmă a primit mat. Deci, ea a zis că ea m-a chemat la ea acasă, spunând că ordinul de protecție e la mișto, eu m-am dus, i-am ținut într-un șah, dar până la urmă a primit mat. Da? Voia să mă țină în șah ca să primească pat și a primit mat. Ia mă ținea în șah cu scopul de a primi pat. Pentru cei care nu știți, pat este când se termină remiză cumva, se mai numește pat. Deci la șah, când se termină remiză, se numește pat cumva când ești în imposibilitatea de a muta, mi se pare. Nici eu nu știu exact. Când nu mai ai unde să muți regele, că ori intri în șah, ori te apropii de regele celălalt, se numește pat. El a făcut un joc de cuvinte aici și a zis, a sperat că primește pat, dar a primit mat. Înțelegeți? Susții că ți-a întins o capcană? Nu mi-a întins nicio capcană, că nu se poate numi capcană. Ea a vrut să se întindă cu mine și, până la urmă, cred că o să se întindă singură. Da. Am fost acasă... De câte exemple mai are, sau eufemism, sau habar n-am, epitete mai are nevoie ca să spună că ea a vrut să mă chime să facem sex, domne, dar eu am fost mai șmecher. Să le dau bani, să văd fata, să-mi iau buletinul, pentru că nu puteam să scot certificatul de deces, lucru care nu s-a întâmplat nici în momentul ăsta, pentru că buletinul este sechestrat de această entitate. Hainele le-am luat, cele mai scumpe lucruri, lucrurile de valoare, probabil adus deja la Amanet ca să-și suplinească viciile, să fim sănătoși. Da, spune-mi, te rog, au existat momente de violență între voi? Mai exact, ai bătut-o? Are o ancoră de sen. Între timp și-a suflecat mânecile, pardon. Între timp și-a suflecat mânecile ca să ne arate o ancoră. Este practic Popei Marinaru, într-adevăr. O ancoră desenată pe braț. Incredibil, bă. Vreodată? De fapt? Nu. Singurele... Pe care scrie Cristina! Au existat momente de violență între voi? Mai exact, ai bătut-o vreodată? De fapt? Nu. Are o ancoră care pare desenată cu mâna, așa, un fel de markerul, pe care scrie Cristina. Practic, ea l-a ținut în loc. Bă, stați puțin că aici, băi, v-am zis că omul e mai profund decât pare. Practic, el s-a gândit, băi, tu ai fost pentru mine ca o ancoră, m-ai ținut în loc. M-ai ținut, acum nu puteam să plec. Acum m-am eliberat. Singurele lucruri pe care le-am bătut în viață, adică pe care am vrut să le bat, au fost covoarele, dar sunt atât de pacifist încât nu le-am bătut, m-am împăcat cu ele. Hai că măcar vreo două apropouri ai bătut, fii sincer. Doar aici, în interviul ăsta, ai bătut vreo 3-4 apropouri. Deci, te-am prins cu minciuna, practic. Și susțin în continuare că nu ai bătut-o de față cu fiica voastră? Nu. Bă, dar faptul că reporterul este atât de serios mi se pare ireal totuși. N-are nici măcar, o reacție. Nimic. Nici nițelele nu le bat, nici absolut. De ce o gătești nițele nebătute? Da.
Nu, deci îți menții această declarație, această opă. Aceasta este o declarație pe care o dau, susțin și semnez oral, dat fiind faptul că este și la televizor, este o declarație holografă orală care are valoare juridică. Bă, femeia aia a stat în casă cu el? Nu. Femeia aia a făcut un copil cu el? Deci voi vi-l imaginați pe omul ăsta, nu știu, făcând un copil pur și simplu? Să-l vezi aici, da. Ăsta e omul cu care eu voi face un copil. L-am ales. Ăsta e. Este o declarație, ținând cont că este la televizor, este o declarație holografă. Bun, în instanță ai declarat că ești martor acoperită de ICOT? Sau, în instanță am declarat că sunt martor ascuns al lui Jehova, da? În instanță a declarat că este martor ascuns, nici măcar pe față. Este martor ascuns al lui Jehova, nu cred așa ceva. Deci nu cred că există așa ceva. În instanță ați spus, dar nu și întrebarea. Întrebarea a fost, în instanță ați spus că sunteți martor ascuns al DICOT? Nu. No. Asta e o prostie, domnule, cum să spun așa ceva. În instanță am spus că sunt martor ascuns al lui Jehova. A, așa da. Dacă Jehova este congruent cu sau se poate confunda cu DICOT, nici nu știu ce înseamnă acronimul DICOT. Tu știi ce înseamnă? Ce înseamnă? Sigur că da! Tu știi ce înseamnă? Băi, nici nu știu ce înseamnă DICOT. Ia, tu știi? Sigur că da, Corațiu. Ia zi! Să zicem dacă știm noi aici. Direcția Crimă Organizată și Terorism e COT. De combatere... Deci, stați așa. Împotriva... Crimei organizate și terorismului, cred că e IU ăla. Direcția de investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism. Ia să vedem dacă știe. Bă, un 5 luam și eu. Deci din 3 litere, din 6 litere am știut 3. Luam și eu un 5. Să vedem dacă știe Horațiu, ia. Direcția de... Hai să trecem peste, da? Da. Deci... Chat, e exact ca atunci când l-a întrebat doamna aia la telefon pe Cezar Ionașcu dacă știe care este a doua poruncă sau prima, nu mai știu. Și l-a zis, te ascult. Așa și asta. Tu știi ce e DICOT? Bineînțeles, este direcția de... Să trecem peste. Deci, nu sunt niciun martor DICOT. Absolut, sunt un fost infractor de carieră, actual tată a doi copii, om de afaceri, om care și-a iubit fostele concubine, fosta soție. Am iubit-o enorm pe Cristina Cioran, încă o iubesc, că iubirea... A fost atât de... A fost incomensurabilă, da? Încă o iubesc, dar nu mai vreau. Vă rog, vreau să-l mai văd pe domnul Roberto. Să largească din nou cadrul ca să mai văd pe domnul Roberto din nou. O să mă întâlnesc cu ea niciodată. O să o susțin moral și financiar de la distanță. Să ne oprim puțin asupra acestui trecut al tău. Ai spus așa, că ai un trecut așa. Infracțional. Da, am un trecut infracțional. Am fost condamnat în 2015 pe 26 iunie pentru altruism. Astfel încât... Dar nu mai dă explicații. Au și tăiat acolo. Deci au și tăiat, a zis pur și simplu. Am fost condamnat în 2015 pe 26 iunie pentru altruism. Cut. Direct. Edit. 15 pe 26 iunie pentru altruism. Pac. Astfel încât am primit 5 ani și 9 luni cu executare, din care am executat cu brio 2 ani jumate. Sunt singurul deținut din istoria penitenciarilor care s-a liberat sub jumate din pedeapsă. Spunătorul a atunci când a cunoscut-o pe... Aici nu știu dacă trolează sau nu. Adică până acum da. Dar aici nu știu dacă trolează sau nu. Chiar a făcut pușcărie sau nu. Aici nu știm. Habar n-am, nu știu. Trebuie să verificăm. Cristina, i-ai spus despre acest trecut al tău? Primul lucru pe care i l-am spus ea, că ea a crezut că sunt homosexual, i-am zis că nu... Bă, nu se poate așa ceva, iertați-mă, dar nu se poate. Deci, a făcut pușcărie. Da, domnule, a făcut pușcărie pentru altruism. Poftim? Da. 5 ani cu executare, am făcut jumate. Sunt singurul om care a făcut mai puțin de jumătate din pedeapsă. Mă rog, nu e singurul om, dar ce spune el, trebuie să luăm și noi doar porțile amuzante. Așa, mai departe. Păi mai departe. Soția dumneavoastră, înainte, când ați cunoscut-o, i-ați spus că ați făcut pușcărie? Da, i-am spus. Dar primul lucru pe care i-l-am spus, că ea a crezut că sunt homosexual. I-am spus, nu sunt homosexual.
în pedeapsă. Spune-te, rog, atunci când ai cunoscut-o pe Cristina, i-ai spus despre acest trecut al tău? Primul lucru pe care i l-am spus, că ea a crezut că sunt homosexual, i-am zis că nu sunt homosexual. Al doilea lucru, i-am zis că sunt un infractor de mare risc, dar de fapt sunt un pseudo-infractor de mare risc. Sunt un om care a vrut să-și ajute un prieten, chiar dacă a încărat drogurile alea, dacă nu le căram eu, le căra altcineva, da? Dă-o dracu, bă! Dă-o dracu! Nu se poate așa ceva. Deci în sfârșit ni se explică de ce a fost condamnat pentru altruism. Pentru că a cărat drogurile pentru un prieten. A zis, ai prietenul ăla, bă, am și eu nevoie de cineva să-mi care niște droguri. Dom'le, știi ceva? Le car eu. Dacă nu le car eu, le car oricum altcineva. Trebuie să vândă cineva și droguri, prietene. Nu poate să nu vândă nimeni droguri. Și pentru asta a fost condamnat la 5 ani cu executare. Plus că drogurile pe care le-a încărat până în 1000... A spus ecstasy. La televizor nu se poate spune, dar pe net se poate. A zis ecstasy, chat. 1990 se numeau, da? Erau folosite de doctori pentru tratarea depresiei, tratarea anxietății, tratarea multor tulburări psihice, da? Adică într-un timp aranjau lucrurile în societate. Acum, pentru că s-au schimbat lucrurile și sunt alte interese la mijloc, stigmatizate. Sunt, da, sunt stigmatizate. A intervenit, domne, a intervenit și domnul Roberto. A simțit nevoia să intervină când s-a vorbit despre droguri. Adică, bă, știți ceva, stați puțin, că și ecstasy ăsta înainte era folosit de doctori. Acum că sunt interese mari la mijloc, le-au făcut ilegale, da? Se trata anxietatea, se trata depresia cu ele, acum nenorociții ăștia le-au făcut ilegale ca să mă bage pe mine la pârnaie, de fapt. Și acum sunt stigmatizate. Poftim? Da, stigmatizate, cum a zis și domnul Roberto. Bun, e stigmatizate pentru că ne place foarte mult să nu vorbim limba română. Cristina susține faptul că ai bătut-o, a sunat la 112 și există aceste probe. Nu există nicio probă, sunt niște chestii inventate, eu nu apar, apare doar vocea mea care este făcută și ea pe dark web, datele sunt făcute și ele, eu am înscrisuri în susținere, am probe. Poftim? Nu, iertați-mă, stați un pic. Nu prea îmi vine să râd, că e o acuzație destul de gravă, repet, este o acuzație de violență domestică, nu prea e de râs, dar înțelegeți totuși contextul, adică Repet, ne disociem de orice fel de violență domestică, de orice fel, cei care ne urmăriți știți cum stăm din punctul de vedere, da? Dânsul susține că nu a fost... Deci, nu, hai să reformulez. Doamna Cristina Cioran îl acuză că a fost violent. Și el spune, nu am fost eu violent. Eu nici n-am fost acolo. A fost doar vocea mea făcută pe dark web. Am toate probele cum că le-am trimis bani și că n-am fost în zilele alea. Am story-urile de pe Instagram, cum că eram în altă parte când ea are probele false. Bă, dacă avea probele pe bune, tu crezi că judecătorii greșesc vreodată? Judecătorii nu greșesc niciodată în țara asta. Bine, mai puțin când te condamnă pentru altruism. Și acolo au greșit un pic. Cristina susține faptul că aceste probe au dispărut de la dosar și că ai fi dat mită ca să dispară aceste probe. Pentru că Cristina susține asta, înseamnă că ea acuză un judecător de luare de mită și atunci statul se va autosesiza și ea va merge unde e locul, la Târgșor. E bine că o are pe Elena Odra acolo, două blondele de la drept. Bine, Elena Odra chiar are dreptul, iar Cristina va avea dreptul să rămână silențioasă. Oricum nu o să mai aibă motiv să țipe. Spune, te rog. Băi, nu există! Nu se poate așa ceva! Nu se poate așa ceva! Ceva mai tare n-am văzut. Nu există. Pe internet nu există ceva mai tare decât acest interviu, iertați-mă. Nu ai cum. Și vreau să vă aduc la cunoștință faptul că mai avem încă 10 minute. Deci stați liniștiți. Încă 10 minute mai sunt. Fetița voastră are accese de violență, de furie? Nu, n-are niciun acces. A avut un acces, accese nu are absolut deloc. Da, are acces să se uite la acces direct, are acces la grădiniță, are acces la telefonul pe care l-am cumpărat, are acces la laptop, are acces la păpuși, are acces la tot felul de... Are acces să se uite la acces direct? Pe aia emisiune pentru copii?
chestia are acces la stridii de dimineață, la Sanjac, la Biban, are o grămadă de accese. Sau dacă ar fi fost Elena Băsescu, ți-ar fi spus că are o grămadă de accesuri. Deci copilul... Doamne, Dumnezeule, Doamne, are acces dimineața la Sanjac? Nu este violent. Copilul nu este violent. Copilul nu este violent. Am înțeles. Bine, de asemenea, fost data parte de viață sus. Bă, eu încă nu pot să trec. Cristina Cioran l-a ales pe omul ăsta și a făcut un copil cu el, eu atât vă spun. Dintre toți bărbații, că e o femeie frumoasă, dintre toți bărbații a zis da, ăsta. Îl vedeți pe ăsta cu antenele astea, da. Pe ăsta îl iau eu și fac un copil cu el. Ține faptul că ai izolat-o de prieteni și că erai foarte agresiv cu aceștia? Da, am izolat-o cu izolir band. Cum aș putea eu să le îngrădesc liberul arbitru al celorlalți să o izolez de prieteni? Prietenii au fugit de ea din cauza comportamentului pe care îl are, cum s-a purtat cu mine, s-a purtat și cu ei, le-a inventat tot felul de chestii, le-a cerut bani ca să suplinească tot felul de plăceri hedonistice care sunt împotriva bunului mers al societății din punctul de vedere al autorităților. E o acuzație. Poftim? De s-a împrumutat de bani ca să-și satisfacă niște plăceri hedonistice? Poftim? Care sunt împotriva autorităților, practic. Foarte gravă. Nu este nicio acuzație. Gravă este realitatea. Eu nu acuz cu absolut nimic. Eu nu am acuzat. Ți-am răspuns la întrebarea de ce nu mai e cu prietenii. Deci nu am acuzat-o. Totul este presupus, da? Dar ca să nu mai fie presupus, ce-ar fi să ducem pe la IML și la testul poligraf? Eu am fost. Și s-a văzut. Bun, dar acel test era în urmă cu un an de zile făcut, nu? Nu era în urmă cu un an de zile, așa a declarat dumneai. De ce emite judecăți de valoare? Aveți voi autoritate de lucru judecat? Sunteți inamovibili sau suvereni? Nu, nu sunteți. Este test de altăieri, da? O să vă arăt data. Adică chiar duminică am fost, da? N-ai cum să câștigi cu el, îmi pare rău. N-ai cum să câștigi cu el. Este pregătit 100% pentru acest interviu. Duminică mi-am făcut testul la IML. Se poate face la orice oră. Practic, pentru cei care nu înțeleg, o acuză pe Cristina, pardon, nu o acuză, că nu sunt, cum a zis el, induce ideea că doamna Cioran ar consuma și ea niște substanțe. Că de-aia o trimite la IML. În caz de primejdie. Pentru mine, ea nu mai este interesantă de multă vreme. Nu știu de ce se face atâta vâlvă. Urmează să mă căsătoresc în scurt timp în această curte cu o fată superbă, da? În această curte! Care nu-mi face capul mare, care n-are țise părenii, o fată tânără de 25 de ani, o cheamă Violeta Andrei, îmi doresc din tot sufletul să fie soția mea. Îi cere cumva confirmarea lui Roberto. Deci îi cere confirmarea. Și știi ceva, fată, nici nu mă mai interesezi. Să știi că deja am găsit o fată care nu mă așa la cap. Violeta Andrei o cheamă. Chiar în această curte o să mă căsătoresc cu ea. E bine, Roberto? E foarte bine ce spui. E foarte bine. Îi cere cumva confirmarea lui Roberto. Violeta Andrei, îmi doresc din tot sufletul să fie soția mea. Bun, ai cerut-o deja de nevastă? Ai stabilit deja o dată? Da. Numai puțin, dacă se poate foaia. Asta e da? Foaia. Ziceam dacă putem să mergem în afară de cursurile de la logopedie, să mergem la cursuri de caligrafie cu domnul Horațiu. Da. Revenind la asta... Bă, deci a zis lui Horațiu, ce e cu hârtia aia? Nu, asta e o hârtia mea, nu. Nu, voiam să te trimit la cursul de logopedie, da? Pentru că oricum vorbeam că ești regele Mihai și caligrafie, că scrii dracu, nu înțeleg nimic din ce scrie acolo. Ce mizerie aia! Da, am mers la... Roberto e mulțumit! Îl amuză un pic pe Roberto, ia uite-l! Roberto e un pic... ia! Caligrafie cu domnul Horațiu, da. Revenim la... Se pare că totuși domnul Alex Dobrescu, sau cum îl cheamă? Da, Alex Dobrescu, pune foarte mare preț pe ceea ce crede sau spune domnul Roberto. Din când în când îi mai cere așa confirmări, se mai uită la el, știi? Ce, ia, l-a amuzat pe Roberto, înseamnă că a fost bun asta. Asta? Ia uite. Da, am mers la un restaurant, am vorbit cu tare, el mi-a zis că ar vrea să-mi facă un copil care să fie crescut doar de mine, adică ea mi înțelege
talentul pedagogic și didactic, mai ales că mă trag din asemenea familie. Și mi-a zis că dacă îi cumpăr un inel de 50.000 de euro când mai vin niște bani pe spate, pe față, în dărât, cu diamant, un diamantel măcar roz, o să mă ia de bărbat. Dacă ea, nu e ca celelalte de dinainte, e clar pe interes. E și diferența de 15 ani, așa că mă bucur dacă se desfac porțile deja, se intre tulpina deja de acolo, pe interes. Asta e Dumnezeu pe pământ, iertați-mă. Asta este Dumnezeu pe pământ, pur și simplu. Nu există așa ceva. Deci ai zis ceva că oricum nu îmi bate la cap, lasă-mă căsătoresc eu cu Violeta, care mi-a zis, bă, să fac un copil, îl crești. Dacă mi-ai 50.000, un inel de 50.000 de euro, îți fac un copil. Deci e pe interes, ceea ce mă bucură foarte mult. E pe interes. Îmi place. Îmi place. Am făcut o analogie din Daniel Reed. Este o carte care vorbește despre Tao, despre vitalitate, longevitate, sexualitate. Poftim? În același timp, fosta parteneră susține că nu există acele case, sau mă rog, nu au existat acele case, nu există această avere pe care tu ai spus-o în spațiu public. Nu a existat acea avere, mai ales că ea nu muncește de când m-a cunoscut de 3 ani, a mâncat numai roșcove. Mai ales dacă ne uităm la poze, a fost numai în excursii, fata e îmbrăcată cum e îmbrăcată, Cristina e îmbrăcată numai de firmă, s-au făcut și două magazine în timpul ăsta, a apărut și al treilea business cu... petrecerile din Neant, așa am făcut asta și am alchimizat eterul, l-am transformat în bani. Nu mai e all over the place, nu mai contează. E... Da, ai avut o relație dificilă cu fosta. Păi și faptul că l-ai atât de serios. Da, deci mai departe, spune-ne, te rog. Soacră și cumnata? Nu, n-am avut nicio relație dificilă cu fosta soacră și cumnata. Ele sunt incomprehensive, n-au putut să-mi înțeleagă dezinvoltura, fiind și ele au așa o aură rurală, da? Și în momentul în care... Nu pot să zic că l-am jignit, dar în momentul în care l-am văzut, mi-au venit toate regionalismele în limbaj și în cap. De asemenea... Dar se pare că n-ai avut o relație bună nici cu soacra și cu... unurorile. Cum se numește atât? Cumnate! Cumnata? Cu fosta soacră și cumnata ați avut o relație mai dificilă? N-am avut nicio relație dificilă. Ele sunt incomprehensibile. Nu pot să-mi înțeleagă dezinvoltura și am așa, să știi, o aură rurală. Când le-am văzut, mi-au venit în cap toate regionalismele posibile. De asemenea, fosta parteneră de viață a spus că ați petrecut clipe minunate, cu câteva luni foarte frumoase, până ai reluat relația de prietenie cu domnul Robert. Nu. Bă, stați un pic. Deci Cristina Cioran spune, domnul, totul a fost bine, totul a fost bine între noi, până în momentul în care a intrat în peisaj, a reintrat în peisaj Roberto. Greșit. Adică timpul până să se nască cu Cristina Cioran a fost cel mai frumos timp din viața mea, da? Deci un an de zile am zburat împreună cu ea. Domnul Robert exercită o influență negativă asupra ta? Domnul Robert exercită o influență extraordinară asupra mea. E un băiat dintr-o familie extraordinară, e un băiat cu școală, e un băiat cu facultate, e un băiat dintr-o familie bogată, e un băiat care se luptă, da, să se reabiliteze de când se știe, deci el se reabilitează din momentul nașterii, da, e și după sub egida tatălui, mi-aduce aminte de legenda cu Cronos care își mânca copiii, da, tatăl lui și cu mama lui au vrut să se impună asupra lui, au vrut să îi fure identitatea ca în mitologie. Atâta. Bă, până și Roberto care nu vorbește, până și Roberto zice, domne, stai că nu e chiar așa. Nu e chiar așa. Deci de când s-a născut Roberto se reabilitează, pentru că părinții practic îi aduce aminte de Cronos care își mânca totuși copiii de frică să nu ia cineva locul. Așa și el. Au vrut să îi fure identitatea ca în mitologie. Nu, nu e chiar așa, domne. Timp și el a ieșit de acolo, a zburat ca o păsărică care are păsările strălucitoare și nu poate fi... Deci nu poate fi... Cum? Penele strălucitoare, nu păsările. Penele strălucitoare. Am și eu emoții, îți dai seama. Sunt doar un om. Da? Dacă voi îmi găsiți ceva... Deci dacă voi îmi găsiți ceva mai tare pe internet decât acest interviu, eu vă spun că nu există. Nu ai cum. Deci a intervenit domnul Roberto de două ori în acest interviu. Odată i-a spus că drogurile sunt... cum a zis că sunt?
că nu sunt, că nu sunt dorite cumva, nu știu, stigmatizate, așa, că sunt stigmatizate, că drogurile sunt stigmatizate. Și a doua, acum, când domnul Alex Dobrescu a spus că este o păsărică care, scuzați-mi cacofonia, este o păsărică care are păsările aurite. Și la interviu și-a spus, nu, nu păsările, penele aurite. Penele aurite, am și eu emoții, sunt un om, totuși. Da, deci, și atâta. Deci el este un băiat asemenea unei păsări care își desenează destinul în azur. Da, ai crănat un portret foarte frumos. Băi, nu! Băi, cu Orațiu este Dumnezeu, nici el nu râde. Domnul Robert, dar, repet, chiar nu are nicio influență rea asupra ta? Ce influență rea atâta timp cât mi-a prezentat o fată superbă, o fată de familie, o fată bogată care nu cere nimic, da? Stai un pic, n-ai zis mai devreme că își cere un inel de 50.000? Sau vorbește despre altcineva acum? Deci domnul Roberto i-a prezentat o fată care nu cere nimic și dintr-o familie bună, dar mai devreme a spus că se căsătorește cu Violeta Andrei, care îi cere un inel de 50.000 de euro. M-a luat să stau cu el în... A, Cristina îi cerea! Deci practic am cunoscut o fată care nu mă bate la cap și nu-mi cere un inel de 50.000 de euro. Dar n-a spus, mă, că e pe interes, nu mă face să dau înapoi. Deci n-a spus că este pe interes fata aia pe care i-a cunoscut-o? Sau se referă la Cristina? Bă, iertați-mă, eu înțeleg în continuare că se referă la Violeta Andrei. Deci nu știu ce ați înțeles voi, e diferență de 15 ani între el și Cristina Cioran, nu e diferență de 15 ani. Deci iertați-mă, eu am avut dreptate ca de obicei, da? Că de-aia, bă, de-aia sunt regele skip-ului și a pauzelor. Deci am avut dreptate. Vorbește de Violeta Andrei, lăsați-mă, Doamne, iartă-mă, în pace. În împărăția lui, da, în iatacul lui unde stă el, în cele două camere pe care le are la sala aparatului, care nu sunt deloc modeste, da, în parte de la mâncare, la bani, la haine, la tot ce are cu mine, este o influență negativă, rău de tot. În prezent ai o situație locativă bună, am foarte bună? Situație locativă la nivel de suite de 7 stele, dacă știi ce e la suite, da? Te rog să... Da, dulciuri, dulce, ceva dulce. Cea mai bună încăpere dintr-un hotel, cea mai scumpă, așa, asta se numește, da? Deci avem tot ce ne trebuie, apă caldă, avem parizer de pui, avem muștar de Dijon. La un dat aveai o casă pe Calea Florească, nu? Da, aveam și o casă pe Calea Florească, casa de pe Calea Florească s-a dus pe drumul ei, urmează... Ai vândut-o? O casă, nu e de spus la televizor, urmează o casă... Ai închiriat-o? Urmează o casă pe Radu Beller. Dar și dumneavoastră aveți un trecut... Dom'le, nu înțeles, s-a dus pe drumul ei, tu nu înțelegi? Tașcă l-a și pe Roberto. Tașcă l-a și pe Roberto. Un trecut controversat. Am și un trecut controversat, într-adevăr. Da. Un trecut controversat. Stai că vine el iar. Nu. Lasă-l, mă, să vorbească și pe Roberto, că vreau să-l aud și pe el. Prezent incert și un viitor minunat. Așa e, da. A rezumat bine Alexandru. Este adevărat ce a rezumat bine Alexandru. A afirmat fosta parteneră de viață, și anume că s-a ocupat de funeralie, de incinerarea mamei tale? Cine s-a ocupat? Cristina Cioran. Nu, fratelor, nu s-a ocupat nimeni, dar el nici n-a vrut să vină cu mine, nici n-a băgat în seamă, n-a știut cum să ia din lucrurile care rămăsese la cămin, să-i le ducă pe să-i le pună pe vestiare. Ea primul lucru m-a întrebat când ne rămâne din ajutorul de mormântare sau dacă mai rămâne vreo pensie, dacă a murit după data de întâi. N-a făcut absolut nimic, nici n-avea voie, pentru că a lăsat mama prin testament că eu voi fi singurul care se va ocupa de... de ceremonie, dar n-a fost o ceremonie, pentru că a fost ceva vesel și singurul moștenitor al tuturor lucrurilor, mai ales că am văzut că a zis că eu n-am fost iubit, că mama s-a îmbolnăvit. Eu sunt mai iubit decât cel mai iubit dintre pământeni. Adică sunt mai iubit decât Victor Petrini. Da. Da, am înțeles. Că te dai atât de deștept, că te cași pe tine. De deștept ce ești. Hai să nu lungim prea mult, mai e puțin, nu? Mai e foarte puțin, da. Dacă mi-e cald sub breton, mai ales că sunt aici la biserică, a început să-mi transpire sub bretonul. A început să-mi transpire sub bretonul? Pentru artistii în interviu, da. Da, mai ales o ținută lejeră, sunt îmbrăcat de la... Bă, aici n-am ce să... Nu, iertați-mă, deja aici trecem la alt nivel. Aici nu pot să comentez. De la grași și grăsuți, pantalonii aceștia sunt făcuți de creatorul de modă Alexandru Dobrescu. Da? Adică el.
Urechile sunt super interesante, urechile sunt de la Manolo Blahnik, da? Și cam atât. Ce? Și în viitorul apropiat intenționez să vinzi acel teren cu o suprafață de 10.000 de metri pătrați? Nu, acel teren, chiar dacă este intravilan corp construcții, va fi cultivat cu porumb, porumb de lux pentru care constat. Pentru... Porumb de lux! Stai că a zis și domnul Robert ceva, ce? Intravilan corp construcții va fi cultivat cu porumb, porumb de lux pentru care Corstar. Pentru Corstar, pentru că este terenul foarte fertil acolo, e cernoziom, da? Deci ce noroc un teren intravilan corp construcții care este format din cel mai fertil pământ, da, o să poată să fie și un pământ sfânt, adică putem să-l facem cadou și pe la biserică, pe la cimitire, să arunce lumea cu pământ deasupra. E e versatil. Deci ca să rezumăm, nu ai bătut niciodată pe Cristina Cioran? Nu am bătut-o niciodată pe Cristina Cioran și pe nimeni n-am bătut. Nu ai bătut-o nici eu din spate. Frumos, dacă eu n-am bătut pe nimeni, să nu mă bați nici tu pe mine la cap cu subiectul ăsta. Te deranjează subiectul ăsta, nu? Nu, nu mă deranjează, dar nu e adevărat. El a stat mereu cu noi, da? Dacă o băteam, judecătorul dădea că am bătut-o, da? Să aibă grijă că a făcut greșeli mari că a acuzat judecătorul de luare de mită. Nici nu știu ce să zic, pe mine nu mă interesează, să vedem ce, dacă se autosesizează statul. Eu o să le țin tot lor partea, cum eu țin mereu lui Cristina, da? Adică o să le țin partea și o să le zic că o să declar că n-am auzit. O să fiu așa, cam zi, maimuțele alea, le știi? Da, și trebuie să știi maimuțe. Și în situația de față... Băi, fiți atenți, că i-a spus, sunt ca maimuțele alea, le știi? Tu trebuie să știi maimuțele. Dar m-a mișto pe Horațiu. Am zi, maimuțele alea, le știi? Da, și trebuie să știi maimuțele. Și în situația de față, vei merge să-ți vezi copilul sau printr-un intermediar să-l ia, să-ți-l aducă? Dacă mi-l dă, vreau să-l văd. Dacă nu mi-l dă, nu vreau să-l văd. Da? Dacă mă întrebi ce este timpul... N-am să știu, dar dacă nu mă întrebe, o să știu cu siguranță. Domnul Alex Zobescu, știți, domnule, bancul cu timpul? Apropo de timp, știți bancul cu timpul? Păi, cred că a fost cel mai tare interviu pe care eu l-am văzut în viața vieților mele la televizor, iertați-mă. Ceva mai tare n-am văzut niciodată. Deci YouTube, hai că pe lângă politică, pe lângă șoșoacă, pe lângă piedone, ne mai destindem un pic și cu... un astfel de interviu. După ce ieri ne-am uitat la domnul Alex Dobrescu, un interviu legendar pe care acesta l-a acordat la XNS, astăzi, a doua zi, avem noi imagini cu el când, țineți-vă bine, îl bate pe Horațiu. Poftim? Îl bate pe Horațiu. El care a spus, domne, nu sunt violent, stați să vă dau niște referințe astea, că sunt și deștept, am citit foarte multe. Că te dai atât de deștept, că te cași pe tine, de deștept ce ești. Cu adevărat, astăzi a venit la Antena 1, din ce înțeleg eu, Cristina Cioran a fost invitată la XNS. Și când a venit la XNS, la emisiunea la Carpatos, i-a lăsat și hainele. Aici, domnul Carpatos, dacă tot am venit la dumneavoastră, uitați în acest sac, sunt hainele fostului meu soț, să vină să și le ia de aici, de la dumneavoastră. E, domnul Dobrescu a venit să-și ia hainele, însă, în momentul în care a venit, a fost așteptat de Horațiu și luat la întrebări. Ce s-a întâmplat, o să văd și eu alături de voi pentru prima dată. Ia! Intră, n-ai voie să intri. Bă, nu-i pune mâna, bă, dacă te bădă de c***o pe tine, cum îmi iau hainele, dă-te c***o. Îmi iau hainele. Horațiu nu vrea să-l lase să intre. El vrea să-și ia hainele. Horațiu nu vrea să-l lase și i-a zis, nu mai pune mâna pe mine că te bat de te pe tine. Horațiu. Horațiu insistă. Te bat de te pe tine. Bă, dă-te de fraier. Hai să iau hainele, că nu dau nicio de-asta. Stai mult liniștit. Haide să luăm hainele, să plecăm. Roberto! Roberto este în continuare cu el. Deci el vrea să intre să-și ia hainele, Horațiu nu-l lasă să intre. Nu? Bine, exact, Horațiu știa că nu e violent. Adică deja îi luase interviu, știa, bă, omul nu e violent, dar când cineva spune, lasă-mă că te bat, îl lași dracu' în pace. Adică, Roberto e acolo, dar e puțin retras, Roberto. Nu e... Nu vrea să se implice în acest scandal, mai ales că Roberto chiar cred că nu e violent. Hai, da. Deci... Stai cu mine. În
între timp și cineva de la Glovo. Dom'le, a comandat cineva aici niște șnițări și stai, dom'le, lasă-ne în pace că filmăm aici. A venit Alex Dobrescu să-și ia hainele. A, tu mai lipseai aici. Pe ce vrei, dom'le? Uite, te rog frumos. Bă, înțelege că am venit să-mi iau hainele, dacă nu te dau la poliție că vine să ia, sună-mă la 112. Sună la 112, da. Am venit să-mi iau hainele de la fosta nevastă la Antena 1. Poftim? Fosta nevastă mi-a lăsat hainele la Antena 1, Horațiu nu mă lasă să intru. Bate-l, domne! Bate-l, vă spun eu, poliția. Bate-l și ia-ți hainele, bineînțeles. Aveți dezlegare la bătaie. Și încapată și în toată lumea, să vezi ce vă face aici. Și Dan Voiculescu! Să-mi b- și în Antena 1, și în Capatos, și în tine, și în Dan Voiculescu. Și în toată antena voastră. De hoți, de, cum zicea Gigi, de comuniști, de nenorociți. Păi tu îți ții hainele rarestată. Băi, este primul om, stați un pic, iertați-mă. Este primul om, că dacă te pamă, dai în judecată. Este primul om care este mai nervos că-i sunt hainele arestate decât a fost când a fost el arestat. Iertați-mă. Când a fost el arestat, mai țineți minte, am fost arestat pentru că am fost altruist. Am făcut, mi-au dat 5 ani, am făcut doar 2 ani jumate. Cineva trebuie să vândă și droguri, Vladone. După care, bă, că m-ați arestat pe mine e una. Dacă mi-arestați hainele, puu, că dacă te bat, mă dai în judecată. Trebuie să vândă cineva și droguri, Vladone. Trebuie să vândă cineva și droguri, prietene. Filmează-mă! Ce să facă, mă? Puu! Îmi țineți hainele arestate! Puu! Că dacă te bai, mă, dai în judecată! Filmează-mă! Ce să facă, mă? Deci l-a oprit din intrare. Voia să intre, a auzit, filmează-mă! Ce să facă, mă? Manchester United have been about this season. They are determined to win this title in the grand manner. Stop. Alex. Nu știu ce domnul. Bravo. Pe am venit să-mi țineți hainele sechestrate. Păi cum îți ții hainele, mă, sechestrate? Vă rog frumos, n-aveți voie să vă bătete aici. Ce? N-aveți voie să vă bătete aici. Doamne, dacă plecați de aici, vă și omorâți. Nu aveți voie să vă bateți aici. Este exact Dustinel, într-adevăr. Cel mai amuzant este... Deci, din tot acest scandal, cel mai amuzant este aceste două fete care au ieșit la țigară și care sunt deranjate de tot scandalul ăsta de aici. Erau nicio treabă. Deci, absolut nicio treabă. Sunt aici, bă, hai să mergem și noi la o țigară, avem 10 minute, fumăm și mergem înapoi. Sunt total debarasate de ce se întâmplă în jurul lor. Ce n-au treabă? Au ăștia aici la botul mașinii, fumează, după care intră. Niciun stres. Adică, aia se bat pe acolo, scuipă ăla, a ieșit paza... Dom'le, îmi fumam liniștită țigara. Se bătea unii, dom'le, o bătaie am mai văzut. Lasă-mă, bă, în pace. Am venit să-mi iau, păi dați-mi hainele. Da. Dom'le, îmi țin hainele arestate. Bă, dar chiar l-a lovit pe Horatiu, stai un pic. Aici, când a zis când ce se filmeze. Ce să facă, mă? Bă, i-a dat un low kick. I-a dat un low kick, pur și simplu. I-a aplicat lui Horatiu un low kick. Vino cu acolo. Hai, dă hainele. Da, cu ele. Ce să-i dăm astea? Ce să-i dăm astea? Să-i filmăm. Păi cum arunc, băi? Ce să-mi dăm astea? Băi, ai zis că îi dai ficii tale 10 milioane. Îi dau lui Bă, dar pe cât de calm era el ieri? Mi se pare incredibil. Pe cât de calm era el ieri? Da, domnule, sunt un fel de Cronos. Care și-a mâncat copiii, nu știu ce, numai referințe în astea culturale, numai de-astea, astăzi a ajuns nervos. Bă, gămeș, vin să vă... Uite hainele! Hai, și le-a luat în sfârșit. Te-am uitat și eu. De ce ești nervos? Hainele mă șantajează-mi... Nu te șantajează, domn... De frer! Nu te șantajează nimeni. Bă, am și o întrebare, chat. Dacă Horatiu, că nu poți să știi peste cine dai, dacă Horatiu îi dădea așa scurt un 1-2 direct croșeu și îl punea acolo în cur, ce se întâmpla? Dom'le, m-a agresat, m-a scuipat, m-a lovit, mi-a fost frică. Am crezut că mă omoară aici, m-a amenințat. Mi-a zis că te bate, te cași pe tine. Când mi-a zis că mă bate, da, vorbe. Dom'le, dar a început să mă lovească. M-a bruscat, exact, m-a bruscat.
A început să mă lovesc, eu am zis, bă, îmi dă ăsta cu ceva în cap, nu mai mi-e frică. Și da, bam, bam, păi că nu se așteaptă. Nu se așteaptă să-l lovească cineva. Ia uite. Bă, de aici. Nu mai pune mâna pe mine. Păi cum să... Păi cum să nu mai pune mâna pe tine când tu îi lovești pe ăsta în jurul tău? Deci el vrea pur și simplu să lovească pe oricine. Pam, pam, picioare, pumni. Și dacă cineva pune, nu pune mâna pe mine. Doar eu am voie să vă bat aici. Țineți, voi țineți hainele arestate. Îmi țineți hainele. Cum să te enervezi atât de mult o chestie atât de banală? Băgăm aici de fraieri. Bă, faptul că ea nu zic nimic mi se pare absolut ireal. Adică, tac din gură, că asta îl încurajează. Eu știu și zic ceva. Gat, uite, și-a scos saci în fața televiziunii. Dar ăia de ce nu îi dădeau hainele, chiar că? Bine, și ăia, și ăștia de la Antena 1, probabil, mizerabil, îți dai seama. A venit ăla să-și ia hainele și a zis, stai, domne, puțin să te filmăm și noi când vii să-ți iei hainele, facem și noi audiență. Probabil asta l-a scos din minți. Bineînțeles, asta nu justifică comportamentul. Nu, asta este un comportament unui om care clar nu prea își controlează ieșirile. Și ăia de la Antena 1 probabil au zis, mamă, stai că vine ăsta să-și ia hainele aici, stai să vezi ce mai facem un material pentru diseară. Îl filmăm acum, asta s-a enervat. Păi ce bom țineți mie hainele arestate? Asta înseamnă că îi bați, îi scui, păi aceea asta. Te rog să te liniștești. Liniștește-te. Și Horațiu umblă după el. Deci ăsta este un car de draci. Horațiu este non-stop după el spunându-i, liniștește-te, liniștește-te, haide să filmăm și... Vino încoace și filmează. Calmează-te, stai mai liniștit. Hai. Nu mai ziceți nimic acum. Păi ce vă uitați, măi, vreun spectacol aici? Nu păi, nu atacat pe mine, Alex. Alex, liniștit, tot eu pe... Păi, ia pe toți! Ia pe toți, voi, ce vă uitați, mă? Ce, e vreun spectacol aici? Da! Deci dacă eram acolo să-i spuneam. Logic. Deci tu care bați pe toată lumea, scuip, îți iei hainele niște saci de la Antena 1, ți se pare că nu e spectacol? Cum dacă să nu fie? Te mă taxi, da? Ești liniștit, te rog eu mult de tot. Fuge! Fuge! L-a văzut pe ăla că filmează! L-a văzut pe ăla că filmează! Fugiți direct! Deci bărbat, exact, bărbat în rochie bate toată Antena 1. Bă, uitându-ne la Capatos de-a lungul anilor, cu toții am vrut să fim măcar odată Alex Dobrescu, să-i luăm pe ăștia la înjurături. Practic Alex Dobrescu, vocea poporului, primul om care se duce la Antena 1, după Gigi Becali, iertați-mă, al doilea om care se duce și ia la înjurături toată Antena 1. O vorbă. La c***. Pe ce poliție? Țineți asta secvestrată? Nu e secvestrată. Ai zis o voie, ai zis că... Îmi țineți mie hainele sechestrate? Dar nu, nu, n-ai zis, nu, nu ține nimeni. Ai zis o vorbă, ai zis că tu tași dracului din gură. Ai zis o voie, ai zis că ai... Totuși, Horațiu, suficient de sprinten, se ferește, ia uite-l. Ia uite ce eschive are. Uite ce eschive are Horațiu, ia uite-l. Se ferește de flecmă, exact ca Terțian. Ia. Nu, că nu se lasă. Deci nu se lasă. Se duce din nou acolo. Deci, haide să filmăm acum, cum îți iei hainele. Haide, mă, să mergem de aici. Domnul Robert, ce s-a întâmplat? Nu știu, nu am ce să spun. No comment. S-a întâmplat că sunt nervi la mijloc, nu știu, sunt multe lucruri la mijloc. Sunt trecut, sunt frustrări. Ăla cine mai e? E ok, orice om e om. De ce este? Orice om e om? A concluzionat ăla. A concluzionat chelul ăla cu păr. Orice om e om. Put, sunt frustrări. Deci chelul cu păr a zis până la urmă, domne, să știi și ceva? Orice om e om. Trări. E ok, orice om e om. De ce este nervos? Nu știu, Horațiu, habar n-am. V-am zis, domnul Roberto, ca de obicei, împăciuitor, n-are nicio treabă. Nu știu, Horațiu, nu știu. Nu știu, eu am venit doar să-l ajut să-și ia hainele. Ca un prieten bun ce sunt. Băi, tu încetează. Ce face? S-apucă să ia... S-apucă să descarce nisip? Ce face? A mai aruncat după Horațiu cu ceva! O ultimă răbufnire! A mai aruncat cu ceva după Horațiu. Nu-l lasă. Deci Horațiu nu-l lasă. Ia uite.
Fugi după el. Băi, i-a scuipat. I-a scuipat și pe oamenii ăia care stă acolo la pază. E, deci a scuipat, deci nu mai cu Horatiu are treabă. I-a scuipat și pe aia. Aici sunt doi oameni de la pază, presupun, la chioșcul ăsta. Le-a tras o flemă la plecare, i-a mai scuipat și pe aia. Absolut incredibil, bă. Vă spun sincer, în locul ălora, nu știu dacă mă puteam abține. Nu știu cum ăia au fost atât de calmi și nici măcar n-au zis nimic. Adică înțeleg, bă, mă apuc să-l bat pe ăsta, cade prostul pe aici, dă cu capul de ceva, mă duc la pușcărie, ca degeaba, după un nebun. Bă, da, măcar să-i zici ceva. Deci ca Patos, care a făcut o viață întreagă fix emisiuni de genul ăsta, deci fix emisiuni de acest gen, acum este puțin, Doamne, ce-a ajuns lumea asta? Ce-a ajuns lumea asta? Nici n-am putut să filmăm ca lumea, nici nu știu ce să zic. Exact, exact, asta vreau să zic și eu. Tactul când vine acasă de la ședința cu părinții. Deci tactul când ajunge acasă de la ședința cu părinții, tu știi că ai 50 de absențe, două corigențe de care nu i-ai zis. Și ce întreabă? Ai venit la ședință? Ce dracu să mai zic? Ce mai poate fi de spus, stimați telespectatori? Ce mai spun? Să nu credeți că în capul lui Capatos, uite aici, nu e un omuleț care face este, bă, din nou audiență după atâția ani. Let's go! Un nou scandal! Un nou scandal! Ia uite-l! Da, trebuie să fiu dezamăgit. Acum nu mai e un show păcătos. E XNS. E altceva acum. O atitudine, sincer, care nu le face cinste nici nouă, nici domnului Dobrescu. Cu siguranță regretă ieșirile pe care le-a avut. Noi ne disociem de astfel de oameni. Și în capul lui este, bă, să vezi ce se uită lumea. Bine, YouTube! Cred că n-am mai râs așa de foarte, foarte mult timp. Sperăm ca domnul Dobrescu să mai apară la televizor, că este absolut Dumnezeu. Din păcate nu mă pot uita, o să mă uit pe live la reacția lui Capatos pe YouTube. Și așa, cred că și pe ăsta o să ne-l dea jos ăștia de la XNS. Dar încercăm un risc. Riscăm un pic. Gata, vă pup! Aveți acolo în descriere toate linkurile, dați și voi un follow pe Twitch, pe unde vreți, bă. Unde apucați, dați follow. Cum vedeți el doctoresc, dați follow. Cum vedeți, dați follow imediat. Asta. Gata. Pa. Tocmai când credeam că am încheiat clipul, am descoperit Instagramul domnului Alex Dobrescu. Deci pregătiți-vă. Pregătiți-vă un pic. Este exact înainte să se ducă să-și ia hainele. Alex Dobrescu, suntem live la Antena Stars. Bobby, vezi că ești live la Antena Stars. Și cu Edi. De la ora 16, despre demitizarea și deconspirarea. Atenție, deci nu e desconspirare, e a deconspira. Futu-vă în gură de analfabet. Random, așa, adică, bă, proștilor. Da, va fi niște emisiuni mult mega interesante. Este, va fi și 16, la 16:30 pe Antena Stars suntem în direct. Dar era îmbrăcat ca atunci când și-a luat hainele. Cred că după ce a fost la Antena Stars, s-a dus să-și ia hainele și l-au apucat dracii. Deocamdată ne amestecăm cu pleava, cu vulgul, cu autobuzul. Va fi expusă și ideologia constară, practic cum s-a... Oamenii în autobuz! Ce dracu... ...a creat ideea Colstar, cum a fost brainstorming făcut pentru Colstar, într-o noapte? Așa se va spune... Într-o noapte de la Polul Nord. Așa se va spune... I mean, ok. Acum merge la Antena Stars să moră băieții mei. Ia. Deci nu mai sunt în autobuz? Au mers cu autobuzul până într-un punct, după care au luat un Uber. Ce s-a întâmplat? Mergem acasă, să bem de la bar. Bem banzi. Bem tot bar. Eu beau competitiv. S-aude bine, s-aude bine. Real McCoy. Doamne. Bună, man, lasă-mă,
Love it. Bă, n-ai nicio treabă. Cu toții ne-am dorit să trăim așa, probabil. Cu toții ne-am dorit să fim atât de desprinși de realitate încât să n-ai absolut nicio treabă cu nimic. Ia. Iubesc data de 2 aprilie. Asta a fost story-ul. Iubesc data de 2 aprilie. Oh, ok. Noi nu vom mai fi. Facem stângă. Facem stângă. Și ăla de... Aoleo, și șoferul de la Uber. Facem stânga aici, vă rog. Da, facem stânga acolo. Nu se mai termină cursa asta. Stânga Ronci, exact pe partea stângă antena stars. Fost odată Iris. Dați-i mai tare puțin, vă rog. Că noi nu vom mai fi. Nu l-a dat mai tare. Ce să auzim, stânga drept. Nu l-a dat mai tare. Aminti. A fost odată Alex Dobrescu, Robert Benco și Eduard Lazar. Nu-ți place Iris? Mie-mi place Cristi Minculescu mult de tot. Bă, seara, prieten! Era mare bețiv, mare drogat. L-a luat și pe ăla. Era mare bețiv, mare drogat Cristi Minculescu. L-a luat și pe ăla. Da. Seamănă perfect cu Robert la 42 de ani, arată că... Roberto e zeu, iau-te-l. Roberto e cu adevărat zeu, n-ai ce să... Este Minculescu la 70. Ce story-uri puternice. Vă veți aminti că a fost odată... Vă reamintesc cu acest om, Cristina Cioran a zis, da. Este perfect. Voi face un copil cu el. Asta e cel mai trist. Deci asta e cel mai trist lucru, că la mijloc e un copil. Dacă n-ar fi fost copilul ăla la mijloc, era cu adevărat 100% amuzant. La băieți nu prea le place muzica clasică rom-românească. Zile viselor am așergat, am alergat. Bă, și ei trei înghesuiți acolo pe bancheta aia. Dar cum s-ar fi găsit? Cum s-ar fi găsit ei trei? Că par într-o armonie perfectă. Deci par într-o armonie perfectă. Nu știu cum dracu s-au găsit. A fost o dată Iris. Azi mi-am recuperat hainele. Până să le recuperez, nu stați. Până să le recuperez, Horațiu, reporter Antena Stars, mi-a cerut în schimbul lor 1000 de lei. Apoi le-am recuperat. Horațiu a vrut să-i vândă propriile haine. Zeu, sincer. Horațiu a vrut să-i vândă propriile haine. Tu nu vrei hainele pe stale mele? 1000 de lei te costă. Am fost să-mi iau hainele pe care mi le-a trimis Cristina Cioran, apoi șantajat că trebuie să dau interviu pentru ele și să dau 1000 de lei pentru propriile haine. Oameni care fac televiziune în momente delicate ale vieților lor. Momente delicate ale vieților oamenilor. De ce cumva cum am presupus și noi chat? Ei au zis, bă, când vine ăsta să-și ia hainele, ieșim cu camerele, facem și noi content pentru Discord, nu suntem fraieri. Și ăsta s-a enervat. Bă, du-te dracu, nu știu ce, nu știu cum, vă bat, vă scuip. Bă, alea, că dacă... Te scuipă, dacă te bat, mă dai în judecat. 1000 de lei a cerut pentru fata lui, nu știu. Horațiu îi zicea că a zis el că dă 1000 de lei pentru fata lui, nu știu, nu mai contează.
fost chemat după 3 săptămâni să-mi iau hainele aflate în saci de gunoi de la redacția Antena Stars. După 3 săptămâni? Dar de fapt mi s-a întins o cursă. Horațiu Tudor m-a așteptat cu camerele și microfon pregătit de un interviu inopinat. Am refuzat, dar a continuat să mă provoace spunându-mi că îmi recuperez hainele doar dacă trimit 1000 de lei la Fimea, cea care primește zilnic bani pe revolutul mamei ei de la mine. Ulterior, tot ei sunt victimele și se plâng. Să vă fie rușine că momente atât de sensibile apelați la asemenea tertipul pentru rating. Dom'le, vreți să vă spun ceva? Aici îi dau ce al lui. Aici îi dau ce ai lui. Da. Într-adevăr, ăștia au profitat de momentul ăsta cu hainele ca să-și facă, să-și facă material. Sunt 100% sigur pentru asta. Sunt 100% sigur de asta. Rating, da. Deci nu mai înjura analfabeții. Te rog, domnul Dobrescu, nu mai înjura analfabeții dacă faci parte dintre ei. Vă rog frumos. Așa, aici are și el dreptatea lui. Repet, asta nu justifică reacția pe care a avut-o. În niciun caz. Bună dimineața, bună dimi, eu sunt Pupichi. Așa, ce voiam să anunț este că Alexandru de la Colstar a fost aici la noi jos la presoia de la Mega Image la Angst și a fost să se uitau toți oamenii de la el a spus, erau priviri foarte, foarte ciudate. Alexandru de la compania Colstar era și rujat și atunci oamenii se uită foarte ciudat. Corect? Da. Alexandru Colstar a venit acasă foarte afectat și mi-a spus. S-a uitat lumea ciudat la mine. Iertați-mă, dar cum ați vrea să se uite? Capatul așa lumărace. Se uite ciudat, este nou Joker. Asta a fost bună, într-adevăr. Se trebuia ciudat, a fost la Google Corporation, la Mega Mega Iba și Alexa că Dobrescu la Mega Iba, se trebuia ciudat, dar e adevărat, adevărat? Ce anume? E adevărat, se uită lumea, ciudat la tine, este noul Joker. Bă, chiar că. Așa, oamenii erau speriați, oamenii nu știu ce să facă, se înghemuia. Așa, Popeche. Să cam lipește asta. Este chiar ai căzut din Constar. Dacă regătește de dimineață, avem și parizer, avem și ouă, avem și usturoi aici. E eclectic totul, da? Avem o bucătărie normală. Bine, e foarte bine utilată, dar e normală. Nu vă speriați că ce pui bun. E prea aranjat aici, da. Ia. Așa un pui bun. Gătesc. E nou Joker. Apoi urmează să ne rujăm și să ieșim din asta casă. Asta nu este pentru Horațiu, da? Eu iubesc pe Horațiu. Da. Dar s-a opus să-mi dea hăinuțele și nu a fost bătut, a fost un pic admonestat. Se corbul de la Bob the Sky? Nu, e tucanul de la Corstar. Ce care mănâncă porumb. Ce frumos. Da. Revin să-mi fie cu iertare și scuzele de rigoare pentru Andrei Necula. Mea culpa, am fost confuzat. I love you, my brother. Nu se știe ce e asta, asta e altceva. Facem feeding-ul pentru 1 mai, pentru petrecerea pe automatic în Miami, anii 80. O să le promutăm niște ținute prietenilor noștri. Aici avem un saplou. Ce frumos e filmul, da? Aici avem un saplou, ia fiată. Imaginează să fii vecin cu ăsta. Vecinul tău să fie Alex Dobrescu. Avem un sacou făcut de The Black Sheep, da? Este ultra oversized, cu mânecile sunt plecate. Este un sacou divin. E frumos, e super, da. E frumos, da? Rău. Ce aia zurul. E foarte frumos. E pui Mickey, pui frumos. Face foarte mult cum e îmbrăcat pui frumos astăzi. Cum? Îi zice pui frumos? Sau mi se pare mie? E pui Mickey, pui frumos. Pui Mickey, pui frumos. Face foarte mult cum e îmbrăcat pui frumos. Face foarte mult cum e îmbrăcat pui Mickey, pui frumos. Frumos astăzi. Da, să așa repede pui frumos. A, uite cum merge pui frumos. Bună dimineața, Pupichi. Pupichi! Pui Mickey, Robert de la Constar.
și aș vrea să anunțăm împreună cu rețetele acolo, care spunează că Gold Star se deschide indirect sau deschide fără echivoc. Mă, ce înseamnă Gold Star sau Corn Star? Ce dracu zice? Ce e aia? Indubitabil pe data de 4 mai. Chiar de Paști, chiar de Paști. După 1 mai, după mare, pe 4 mai se deschide Gold Star aici. Acolo e Corn Star. Acolo vor deschide ei ceva, magazin de modă, ce e aia? Brandul lor de haine, da, ceva de genul, nu-mi dau seama. Mulțumim frumos! E superb aici la cafenea. Suntem la cafenea la piața Romanela la Hovari. Vibe Coffee, ce tare! Din 2021, asta ca pentru cei care nu vorbesc limba engleză, e o cafea vibrantă. Bă, de când și-au pus să ia de la Petru, sins, 1930 de când sunt ăia asta, de când sunt, toată lumea face asta. De ce au fost primii care au băgat-o pe asta cu sins, nu știu ce? Sins 2021, bine că n-ai sins yesterday. Ce dracu? Care vibrează. Au și sandwich-uri, au și prăjituri. Uitați aici ce puteți să găsiți. Le-a făcut ăsta la random reclamă. E bună, eu am băut o ristretto, mi-am mers. Bă, vezi că Roberto e peste el. Roberto la outfituri. Roberto e peste el. Ia uite-l. Mamă, psihedelic. Totul psihedelic. Roberto Zeu. Bă, sincer... Tricurile? Cornstar. Cornstar, mă, ceva. Colstar. Cornstar. În sfârșit. În sfârșit am aflat cum se numește. Cornstar. Superbe, sunt superbe, mulțumim frumos. Ce dracu, că scrie Cornstar cu galben, ce poate să fie superb? Trăiți-vă ce trebuie să vă trăiți în timp că faceți 50 de ani și așa ajungeți, într-adevăr. Frumos, mulțumim. Sunt foarte frumoase, foarte bune. Ia uite-l. Cornstar. S-a turnat de Cornstar, e gata. Salut, sunt Robert de la Corstar Victoriei. Suntem în noua locație, noua posibilă locație. Windmill, windmill for the land, the forever hanging man. Take it all, little... Echipa Corstar încurajează echipa Dinamo și te lasă aici o bol. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Pe Neilie, este șef de salon. Sunt la mici, la o borciat. Da. Și Robert de la Corstar, el are o firmă. Robert de la Corstar. Tare rău de tot pe calea Victoriei. Mă rog. Ăsta a fost Instagramul domnului Alex de la Cornstar. Dumnezeu, pur și simplu. Deci așa ceva n-am mai văzut de mult. Gata, acum chiar că terminăm. Am făcut 3 outro de la clipul ăsta. Dacă mai apare ceva, mai adăugăm, dar deja cred că e prea lung. Gata, vă pup YouTube. Doamne ajută. Pa. Da, și aveți grijă ce faceți, că așa ajungeți, într-adevăr. Pa. Doamne ferește-mă. Doamne ferește-mă. Alex de la Cornstar. Confruntarea dintre Mareta și... Am mai văzut-o.